Noi ne dorim oameni, să avem oameni în țară la fel ca noi. Ne teamă copiii noștri, dacă își doresc să rămână în România, să poată să o facă. Pentru că cea mai mare parte a celor plecați au plecat de greu. Ei n-au plecat că mulți au ales bine, au ales să învețe, sau sunt multe categorii, dar cea mai mare parte au plecat alungați din țară. Și înainte de 89 și după. Noi ne dorim să facem o Românie mai bună și vă spun, sunt atâția oameni aici care au reușit din nimic să facă corporații, să creeze mii de locuri de muncă, să creeze plus valoare, să creeze și să miște lucruri care sunt de necrezut. Poveștile lor sunt fabuloase.